haide să descoperim mai îndeaproape universul lui Steven. Astăzi o admirăm pe Granat. Să facem cunoștință cu Granat, liderul nestematelor de cristal și fuziunea a două pietre prețioase, rubin și safir, care au fuzionat în bătălia pentru pământ. Restul e istoria nestematelor. Piatra ei prețioasă se află pe ambele mâini și, ai ghicit, e granatul. Știai că are trei ochi de culori diferite? Cel de sus, ochiul violet, îi dă putere uluitoare de a privi în viitor, ceea ce îi ușurează mult sarcina de a-l proteja pe Steven de încurcături. Stilul său de luptă derivă din walking, un tip de dans disco, iar armele sale preferate sunt pumnii. Se transformă în mănuși uriașe, ce pot provoca pagube serioase. Dar mănușile nu se limitează la asta, devin rachete sau brațe foarte lungi. Granat nu e doar super puternică, are și o rezistență foarte mare la durere. Nu e de mirare că poate înota în lavă. Deși pare foarte serioasă, nu te lăsa păcălit. Granat știe cum să se distreze. Și știi ceva? Când o dă pe rock, preferata sa este chitara, cumva o fuziune a ei înseși. E misterioasă, pragmatică și respectată de toți. Rămâne calmă chiar și în cele mai dificile situații, luptându-se pentru locul unde poate fi liberă și protejându-l pe Steven cu această ocazie. Poți conta pe Granat să te scoată la liman!